Împovărat de atitudinea tate și de perspectiva sumbră ce îmbiba știrile, George o lua spre universitate. De acolo pe jos, voia să se miște, să iasă prin pori accentele depresive. Prin fluxul de oameni care veneau și se duceau, zări un individ care își pregătea scaunul și șevaletul. O zvâcnire de bucurie îi resătă dispoziția E Bebe! Cu pași mare ajunse în dreptul pictorului. Bebe! Ia te uită! Prietenul meu recent! Ce faci, magistratule? Cei doi își scutura rămâna cu putere. Multe, zise George cu tâlg. Și mai rele, și mai bune. Hai, strângeți catrafusele și vino să mâncăm ceva. Ești flământ, nu-i așa? Bebe îi răspunse cu un zâmbet. Unde? Hai, fără întrebări. Apucat de un zor subit, Bebeș plie trepiedul, aruncă foile între coperți, înghesui stângași scăunelul în rucsac și bolborosi. Hai, gata, gata, vii! Când să treacă calea victoriei, Bebel prinse brusc de mână. Stai! Ce e? întrebă George speriat. Două camionete de decapotate se apropiau în goană de ei. Câțiva cetățeni se întoarseră din drum și se stecurară prin ganguri o mamă speriată își lua copilul în brațe și se refugie într-un magazin. Copilul începuse urle, văzând rățușca lui de lemn legată cu sfoară, rămasă pe trotuar. Ce se întâmplă?" întrebă George speriat în fața necunoscutului. Gorilele guvernului," spuse bebe, toată ziua vânează roșii, negri și albi." Ce?" păștea, activiști politici și lideri religioși și indivizi nemulțumiți cu austeritatea. Îi au trecând la fiecare jumătate de oră. Camionetele trecură în trombă pe lângă ei. Una din ele se opri la vreo 200 de metri de ei și patru-cinci indivizi în uniforme negre se repezine într-o clădire. Îi vezi, George, caută prin case, pe străzi. Treaba e că merg la fix. Rețeaua lor lucrează sofisticat. Hei, s-a îngroșat treaba. He, he, de aia nu mai au timp de mine. Hai, e periculos să stai și Poți fi chiar tu următorul. Bebe mări pasul și George îl prinse din urmă. Auzi, bebe, am fost pe la biserică. E jale. Sunt monitorizați rău de tot. A, nu mai spune, comentă bebe trist. Da, lucrurile îmi devin din ce în ce mai clare. Când o cotiră spre Brezoianu, imaginea a două măicuțe tinere le sări în ochi. La un moment dat, ele se opriră cu spatele la peretele clădirii, așteptând parcă intersectarea cu cei doi. Fii atent acum, zise Bebe. Ajunși în dreptul lor, una din măicuțe întinse o proșură de buzunar către Bebe pentru sufletul dumneavoastră, mai ca precistă să vă binecuvinteze. Fără să aștepte o reacție din partea celor doi, măicuțele porniră mai departe grăbit de parcă ar fi vrut să evite reproșuri. ține George, eu mai am de astea în rucsac. George aruncă ochii peste publicație. Frați ortodoxi, nu vă uniți cu anticristul! Vezi ce curajoase sunt, comentă Bebe. Ăștia ridică și măicuțe, dar altele le iau locul. Urcare repede treptele și sunară. Augustin deschise ușa. Într-o fracțiune de secundă, zâmbetul îi se metamorfoză în nedumerire. George se grăbi să explice. Tată, e bebe, prietenul meu. Putem lua masa împreună sau să mergem mai bine în oraș? Ei, cum o să mergeți în oraș? Hai, intrați! După pregătiri, se așezară cu toții la masă. Între timp, sosi și Mihai. Aroma de cimbru din mâncărica de fasole umplea bucătăria. Flămânzi se puseră toți pe mâncat. Bebe, neinformat asupra diferențelor teologice, atacă deschis subiectul. George, spune mai multe despre ce ai găsit acolo la adunare. Ai dat de costea? Augustin privea bănuitor. Nu, bebe, Costea nu mai este acolo, nimeni nu mai știe despre soarta lui. Fața lui Mihai se lumină subit. Vorbiți de biserică? Da, explică George, apoi către bebe. Ei, tata și cu Mihai, nu sunt în temă. Aha, replică pictorul cu gura plină. Augustin simțind că nu poate sta inert, îl pironi pe bebe cu întrebarea Și tu ești adventist?" Bebe zâmbi pe jumătate. Aș fi putut fi, acum îs liber schimbist. Simțind că-i vine mingea la fileu, Augustin trecu la atac. Zi, ce te-a reținut? Legea, nu-i așa? Sabatul spune drept. Vezi, George, e un juc greu de purtat. Domnul, se auzi vocea lui Bebe, Augustin îmi zice, Domnul Augustin, nu sunt agramat. Am trecut și eu cândva prin facultate. Nu pot spune că sunt creștin, dar a fost o vreme când am cercetat Biblia în mod sistematic și am vorbit cu diversi popi, pastori, mă rog. Vreți să vă spun concluzia mea? Anticipând concluzia, Augustin sări ca ars. Și vrei să te cred eu pe tine care calci legea? Mihai, speriat de turnură, puse mâna pe brațul bunicului. Fără să clipească, acesta să continue, dar îl întrerupse George. Tată, putem discuta orice, dar nu pe tonul acesta." Brusc, Augustin se muie. Lăsă capul jos. Scuză-mă, domnule." Nu vă faceți griji, aliniște bebe, îi stăbăcit." pentru o vreme, mâncare în liniște. Nu pentru mult timp, căci Augustin renodă discuția, dar pe un ton pașnic. Știi, George, de trei zile te tot aștept să dezbat problema legii. Între timp, am luat scriptura la cercetat și, hehe, -he, și Augustin luvi ușor cu coada furculeței în masă. E clar ca lumina zilei. Legea a fost abrogată. Scrie, îți citesc imediat, vrei? Bătrânul sări de pe scaun și aduse o foaie cu o serie de texte înșirate de mâna lui. Fii atent, George, toate sunt doar din epistola lui Pavel către romani. Ascultă, roman 3 cu 20, nimeni nu va fi socotit neprigănit în lui prin faptele legii. Alta, roman 3 cu 21, Acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, George. Alta, Roman 3, 28. Noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință fără faptele legii, George. Mai vrei? Că mai am. Roman 4, 15. Legea duce mânie. Roman 7, 4. Voi ați murit în ce privește legea. Auzmă, Roman 7, 6. Am fost izbăviți de lege și suntem morți, morți, morți față de legea aceasta care ne ținea robi. Și acum, George, e cea mai tare. Roman 10,4 cu 4. Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în el să poată căpăta neprihănirea. E, eh, cum ți se pare? George tăcea, boimăcit. Șarja de lovituri căzu imparabil pe creștetul lui. Hă, da, am să cercetez. Bebe se făția pe scaun, îl mânca limba. Domnul Augustin, nu-i tot una fasulica asta cu păstăile din cămară? E o diferență, nu? Toți se uitau fără să priceapă. Bebe zâmbea complice. Aite, ambele-s fasole, dar nu-s același lucru, corect? Ce, 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 vrei să spui, bolborosie bătrânul vădit deranjat. E, știți dumneavoastră mai bine ca mine că sunt mai multe feluri de fasole. Una e coaja, altul e bobu. Una e morală, alta e ceremonială. Nu le confundați că faceți scurt circuit și apoi ardeți. Bătrânul Augustin se uită contrariat la bebe și apoi la texte. Nu pricepea un debate cu fasolea. În mintea lui George însă se aprinse un beculeț. Tată, îți promit că voi cerceta textele din romani și foarte curând voi putea avea un răspuns. Dăm un răgaz. Biruit mai mult de frontul comun decât de argumentul fasolei, Augustin puse foaia deoparte și se retrase din discuții ca un melc în cochilie. Bebe șterse gura cu șervețelul, apoi îl împături și șterse și fruntea. Sculându-se de la masă, se pregătea să plece. Vă mulțumesc pentru masă. Data viitoare vă invit la mine. Mă voi revanșa cu niște cărbune. Mihai izbucni în râs. Augustin era derutat. George însă îl lămuri serios. Nu e glubă, tată. Bebe este pictor și grafician lucrează cel mai ades în cărbune. Surprins de sensul real, Mihai râdea cu lacrimi. Bebe ieși, urmat de George, iar pe stradă George îl descusu. Mai bebe, spunem cum e cu fasolea? Ei, mai rar așa de bună, nu omule cu fasolea, aia cu păstăile, ziceai că... A, mi-am amintit de ce îmi spunea Costea. Care-i motivul pentru care se poticnesc mai toți creștinii? Confundă legile din Biblie. El îmi dădea exemplu cu ciupercile, nu cu fasolea. Zicea cam așa, iei ziarul la mână. Pe prima pagină la știri citești, familia Protopopescu a murit otrăvită cu ciuperci. Mai dai o pagină și citești, ofertă mare, ciuperci de la Ciorogârla. Aici ciuperci, colo ciuperci. Care omul ar fi atât de nărot să creadă că ciorogâri la vin de ciuperci o trăvitoare? Că mintea omului pricepe despre ce fel de ciuperci e vorba. Aici comestibile, acolo necomestibile. N-ai nevoie de explicații, la fel și cu legile. Sunt mai multe categorii. Îs legi morale, legi ceremoniale. Dar vezi, credinciosul neavizat vede de numai mânătârci otrăvitoare. Zi mai mult, îl rugă George. E, mai mult întreabă-l pe Costea. Eu am uitat. Înainte să se despartă, George îi strecură un sutar în buzunarul jachetei, se întoarse și fugi. Hai că mă pricopsiși, murmură bebe surzând. Hei, mai treci pe la mine, să mai vorbim?